Povestea chitaristului Erlend Krauser, de la alb-negru la color, e plină de aventuri din momentul fugii din România împreună cu ceilalți Phoenix în 1977. S-a despărțit relativ repede de liderul Nicolae Kovaci, dar cu ceilalți colegi a mai cântat mult și bine. Apoi a îmbrățișat o carieră solo despre care nu se știu prea multe în România, mai puțin în Timișoara natală, unde Krauser a revenit la sfârșitul lui 2008 cu un concert extraordinar. Începutul filmului Revenirii, un DVD în curs de apariție numit Journey to Here and Now, este împrumutat de realizatori, iată, pentru o poveste cu cântec filmată în nordul Germaniei, la Hamburg. Mi-a fost frică de multe chestii în momentul ăla. Deci eu am părăsit țara aia nu pentru că nu eram de acord cu regimul, nu că mi-era frică de Ceaușescu sau de securitate sau de asta, eu nu aveam treabă cu aia. Eu cântam bluzul, toți mă pupau la picioare și aveam gagici, bani, tot ce vreau. Nu asta a fost motivul. Eu am avut un tată care mi-a închis toate ușile posibile. Deci ăla au vrut să fiu star de vioară. Și am zis, cu vioara aia mă ucizi, n-am chef de vioară. Că eu la 12 ani am auzit două note de la Hendrix. Și alea mi-au salvat viața, altfel m-aș fi aruncat sub tren. Înțelegi? Am primit un single de la un nu știu cine, cu Hey Joe și cu Voodoo Child pe partea aia. Și ăla, când am auzit ce cântă ăla, am știut exact, asta e viața mea. Primul grup în care a cântat la vioară elevul liceului de muzică Ion Vidu din Timișoara s-a numit Promuzica. Dintre folchiștii de atunci, câțiva au ajuns peste decenii muzicieni de renume, unul dintre ei fiind chiar fratele mai mic al lui Erlend, Dixie Krauser, care cânta la contrabas. Visând la chitară în detrimentul viorii, Krauser, cel mare, este cooptat în Phoenix, peste visurile sale. Dar o viață deloc ușoară. A doua frică mi-a fost, eu eram cu Păunescu un turneu. 6 luni înainte de a fi înaintea bacalaureatului, m-au scos de la școală oficial, că a trebuit să cânt cu Phoenix în turneu, și am fost jumătate de an fără vioară în mână, fără școală, fără nimic. Deci eram plutitor acolo, numai cu beții, cu știi ce sunt. Și m-am întors, cred că 2 luni înainte de bacalaureat, și nu știam nimic ce au făcut aia în 6 luni, sau cred că erau și 7 luni, nu știu. Și mi-a fost frică că dacă nu reușesc să recuperez, în primul rând să scap de școala aia, între 12 eram, și să-mi fac ăsta, cum se cheamă, la... Nu, după aia. Ăla îl făceam eu cumva, dar admiterea la conservator să mă ia la armată. Lui 77, când Kovaci, deja cetățean străin, reușește să treacă fraudulos frontiera cu o parte din Ciraci, ascunzându-i în cutiile de difuzoare ale instalației de sunet. La un moment dat nu mai puteam, nu mai primeam aia și am zis, hai că mă întorc pe spate. Deci, stăteam în box așa. Deci m-am fofilat pe ăsta. Deci din poziția cam așa, m-am întors milimetru cu milimetru până am aterizat la poziția asta. Aici era boxa, capul era aici, deci fără aer, fără nimic, și picioarele aici. Și asta a fost sfârșitul.
nu un sfârșit, ci un nou început. După înghețul comunist înșelând vigilența grănicerilor, cei patru fugari credeau în primăvară. Însă supergrupul Phoenix avea să se lase așteptat mult și bine de către fanii români până să poată cânta din nou. Am ajuns aici la o foame, la o chestie în primii ani care ăștia nu știu. Noi am avut săptămâni și ieri, n-am știut ce să mâncăm. Stăteam în pat, nu mai puteam să ne sculăm acolo de slabă, înțelegi? Și eu nu l-am părăsit pe Covaci că am zis, uite, îi datorez nu știu ce, el m-a scos din țara aia. Dar cu mintea de 19 ani, eu n-am realizat chestiile astea, știi? Eu acum le-am realizat, cu 51 de ani, că am avut timp să reflectez de ce am plecat de acolo, că la un moment dat îți dai seama ce înseamnă asta, că ai părăsit o țară, ești într-o țară cu care n-ai niciun fel de legătură aici. Anii ăștia din 80 până în 90, pot să zic, ăștia 10 ani, asta a fost, cum să zic, inexplicabil, adică te simți ca un fel de străin oriunde ai fi. Fără viitor cu Transylvania Phoenix, Erlend s-a mutat cu Moni Bordeianu, primul solist al grupului plecat cu 7 ani înainte în America, dar venit în Germania la semnalul liderului. Apoi a pornit la drum cu Madhouse, un trio alcătuit cu basistul Yoji Kappel și cu bateristul Ovidiu Lipan Țăndărică. Se părea că o altă pasăre Phoenix renaște, din flori. Trupa s-a spart. De acolo am făcut Madhouse și de la Madhouse m-a scos după cam, eu știu, trei sfert de an, jumătate de an. Deja aveam concerte faine cu Madhouse pe vremea aia. M-a scos ăsta care făcea concertele la Madhouse. Mi-a dat un telefon că la Lake gitaristul are probleme cu heroina, cu nu știu ce. Dacă pot să... Erau la mijlocul unui turneu, Lake. Dacă pot să preiau locul. Fanii Phoenix păstrează cu sfințenie cele două discuri Madhouse, unul relansat de curând, From the East și Jacka de Blue. Unul dintre ei este Marius Hoff, stabilit la rândul său în Germania primilor ani 90 la Reutlingen. Echipa TVR l-a întâlnit și a filmat astfel un tezaur discografic românesc unic în lume. Ei stând aici, am zis că e mai simplu să mă mut și m-am mutat. Cam prin 80, nu știu, 81, sfârșitul 80, 81, m-am mutat la Hamburg. Și de atunci stau aici pentru că e un oraș minunat în Germania, să stai aici, în Hamburg. Ai Elba, ai tot ce trebuie, studiouri, sunt foarte multe firme de agenții de reclamă din astea unde îmi câștig eu banii, parcuri, mult aer liber și aproape de mare. Când începe vremea să fie așa, eu încep să locuiesc aici mașina, știi? Mă duc la mare și stau acolo cât am chef. Am un loc cu un teren de golf direct pe lângă. Și mă pun la apă și trăiesc în mașină. Drumul muzical al chitaristului renăscut din cenușă a continuat neabătut cu o barcă sau alta. Corăbiile nu i s-au mai înnecat, ba dimpotrivă au prins aripi.
După mai multe discuri cu grupul Lake, în care a activat de altfel și basistul Yoji Kappel, apoi Rotamund, chitaristul a pornit și o carieră discografică solistică, unele melodii vibrând încă românește. Nu e niciun fel de chestie de cap să zic că vreau în piesa aia să bag folclor sau... În niciun caz. Eu îmi fac piesele pe total altă bază. Deci piesele mele sunt ca un fel de tablou. Deci eu pictez. Am o imagine ce vreau să exprim după ce improvizez pe o anumită atmosferă. O să-ți arăt cum se creează piesele acum. N-a fost întotdeauna așa. Deci eu vorbesc acum mai mult de să zicem, ultimul disc și discul nou. În trecut am trăit mai mult aici sus. Deci am fost și au fost ani de zile în care am trăit mai mult în creier, cum se zice, în partea de sus a corpului. Și de vreo, să zicem, 2-3 ani și prin meditație zen și prin tot parcursul vieții care m-a învățat mai bine, nu prea mai dau importanță gândurilor așa de mult. Deci eu trăiesc aici unde e puterea noastră, hara. A venit impulsul ăsta din mine, hai să vedem ce se poate face cu o gitară. Că eu niciodată nu m-am simțit solist vocal. Deci expresia prin gât, prin gândire, prin silabe, prin cuvinte, n-a fost o tărie, să zicem. Și am descoperit-o foarte repede. După Lake, deci Madhouse cu Yoji, Lake, Rotamund, mi-am dat seama... Cu vocea e greu, că ești dependent de un solist. La Lake, de exemplu, aveam carismatiș. Aveam un scoțian, solist vocal, care era brandingul trupei. Nu putea să-l scoți. Și el era bețiv, o zi putea să cânte, alta nu. Și eu stăteam acolo și am zis, ce-mi pierd timpul cu tipul ăsta? Ce fac acum? Dar nu putea să-l dai afară, pentru că Lake era el, de fapt. Și atunci mi-am dat seama la un moment dat, dacă tu vrei să fii independent cu expresia ta, care tot timpul te vrea să iasă din tine, trebuie să faci o muzică pe care, unde tu ești solistul vocal. Orice faci, cânti pe gitară sau cânti pe cobză, tu ești ăla pe care îl ascultă lumea. Discografia solistică a chitaristului a început cu un disc mic și a continuat cu 6 albume de studio. Ambrosia, Erland Krauser, Talking Guitar, Flight of the Phoenix, Pioneers and Heroes și Now, toate găsite la același Marius Hof. The Flight of the Phoenix. Ele au fost scoase de casa de discuri Erdenklang, care este cunoscută pentru muzici speciale și pentru sunete speciale. Deci Flight of the Phoenix ar fi unul. Talking Guitar, pe care avem o piesă cu un titlu românesc, Uită-te. Și Tale of a Dying Bird este o doină românească nemaipomenită. Iar pe Flight of the Phoenix, cred că și aici este Păsări albe. Avem un titlu românesc și cel de-al doilea este Doina celui care fuge după bani.
Păsări albe reprezintă, de fapt, reluarea unei melodii înregistrate cu Moni Bordeanu și dedicate Revoluției Române din 1989, poate prima compoziție de gen. Dar ce s-a întâmplat după apariția primului disc solo, Ambrosia? Am vrut să fiu absolut independent și cu discul ăla am reușit să intru și în muzica de film. Că s-a dat pe post aici, la NDR, și câteva zile după aia au venit filme și au zis, mă, tu faci muzică de film, nu vrei să faci și pentru noi filmul ăsta, pentru NDR, pentru reclame, pentru asta. Și pe vremea aia eu eram, cum să zic, sărac ca un șoarec, se spune aici, adică n-aveam bani, n-aveam nimic, aveam deja copil cu nevasta mea într-o locuință ieftină și asta m-a salvat, drumul ăsta. Deci s-a părut cel bun. Adică mi s-a dat un semnal, stai acolo că e bine. Și de atunci am făcut astea 6 discuri. Foarte rar în 25 de ani să fac 6 discuri, dar am avut multă muncă de film. Într-o zi păsări albe vor zbura. Sunt cu voi înainte, sunt cu voi. Au căzut mame, tați, copii răniți. Au căzut, dar au învins. Și-ntotdeauna vor învinge. După a apărut bătrânul, James Last, care și el, tot prin discurile astea, mai târziu, a venit la un concert căutând un gitarist care poate să-i cânte toată paleta aia de muzică și m-a văzut și m-a întrebat dacă intru ca vizitator în acea orchestră vestită și am zis, uite, te vizitez din când în când. N-a funcționat cu femeile în sens, nu vreau să fac acum comic, deci n-a funcționat viața asta, să zicem, normală, cu familie, cu copil. Am un băiat minunat de 27 de ani cu care sunt prieten, deci l-am crescut, s-a dus la școală, deja e om de sine stătător și de rest m-am hotărât să nu mă mai ocup. Pentru că am acest dar să scot așa niște tonuri minunate din mine, care mi se dau cadou, că m-am simțit un fel, într-un fel, iară, că bag o frână, dacă nu mă las acum luat de forța asta și de cadourile astea și mă dau la dispoziție persoana mea, care n-are nicio importanță. Eu mă pun la dispoziție acestor daruri ca să iasă prin mine, să nu iară să le distrug, cum am distrus familia aia și încă alte chestii în viața mea. Și se pare că drumul ăsta este cel care trebuie să-l merg. În toamna lui 2008, la Timișoara, organizatorul Marius Giura i-a urcat pe scenă pentru prima dată împreună pe Erland cu fratele basist Dixie Krauser, claviaturistul Doru Apeotesei și bateristul Stefan Egert, coleg în formația James Last. Sala aparținea aceluiași liceu de muzică Ion Vidu, absolvit de cei doi frați.
mi-a venit vocea asta din interior, uite, cântă pentru oameni și după aia, bineînțeles, că îți vine de acolo, da, 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 cânti tu, ai încercat și ani de zile să cânti, n-ai reușit să-ți faci trupă pentru că e prea scump, pentru că fiecare cu bani, 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 unde cânti? Și după aia a venit iară vocea, cealaltă, și a zis, dacă tu vrei să cânti, tu vei cânta. Cânti pentru oameni bătrâni, pe gratis, te duci în Altersheim, în azil de bătrâni și le faci cadouri. Cânti acolo, pentru oameni. Cânti piesele mai liniștite, să nu zbiere gitara, dar mă rog, am destule și din alea. Și mi-am făcut un plan serios cu computerul ăsta, pe care l-am avut și la Timișoara, să fac acolo playback-urile și mă duc cu gitarele și fac la oameni cadou, dacă nu reușesc să cânt altfel. Piesa va fi, deci, se va chema Timișoara și, cum ți-am zis înainte, eu improvizez pe ea. Sunt încă în stadiu în care, am zis, o să mai dureze vreo, probabil, 3-4 săptămâni să vină această chestie, dar o parte e gata și asta cred că va fi un fel de chorus, un fel de refren, care mie mi se pare că se potrivește la chestia aia. Deci o să improvizez puțin tematic pe playback-ul ăsta și el se vine, voi zice stop, avem de jos și încerc să cânt odată refrenul ăla ca lumea, că e greu de cântat. Deci sunt în fază de studii la piesă. Se cheamă IT, CD-ul. IT înseamnă, în sensul ăsta, marea forță, deci ceva divin. Înseamnă nu ceva exact. Deci IT în sens de ceea ce te ghidează în viața. Spiritual, sufletește,
de tot felul. Și CD-ul este pe partea asta și DVD-ul este la dreapta. Deci s-a făcut tot ce ți-am povestit. A ieșit chiar în 2010 acest album și ăsta nou a ieșit acum, în 2017. Live n-am niciun interes să cânt cu nimeni, în afară de cu mine însumi. Ceea ce am făcut acum 40 de ani, deci cele 8 discuri, o să mai scot din fiecare disc cele mai bune piese. Acum cânt best of astea două mai mult, că sunt ultimele și lumea știe clipurile alea cu Aguilera, cu Hurt și cu The Voice Within, care mi-au făcut un renume mondial din 2008 până acum. Și m-am concentrat mai mult pe astea, mai noi, pentru acum. Dar sunt foarte, dacă am, depinde și de ghitarele care le-am cu mine, că dacă vin din Hamburg nu pot să aduc tot. Gitara fretless, de exemplu, are un sound extraordinar și nu prea cântă nimeni. Și aia, cu aia am făcut discul, de exemplu, Talking Guitar, ăla are foarte mult fretless. Și acolo sunt niște piese foarte faine pe ăla, mai liniștite așa și alea vreau să le iau în program, dar îmi trebuie gitara. La programul ăsta reușesc cu o gitară. Și cânt și de pe Flight of the Phoenix, două piese și merge cu una, dar alea mai dure, mai... Nu mă mai chinui cu teme din astea mediocre, cum plătesc chiria. Se rupe. Dacă nu mai plătesc chiria, o să găsesc. O femeie care mă ține sau un schimb meseria, mă duc la o fermă. Sau eu știu. Mă duc în pădure și mai fac nimic. Mă rog, lumesc acum. Deci viața nu mai e influențată de teme din astea materiale și cum fac asta, nu mai fac. Cât pot, mă lasă marea forță să mă duc în studio. Mă duc la 10. Ies la 3 noapte sau la 5 dimineața, tot 3 ore. Iar am făcut o piesă faină.